Bună ziua, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Casa cu Stil. Sunt Izabela Iosif, astăzi alături de mine în studio l-am ca și invitat pe domnul Alexandru Mafteiu, arhitect. Bună ziua! Să rămână, bine v-am găsit! Bine ați revenit la noi în studio. La întâlnirea noastră, 5 o'clock. 5 o'clock, exact. Și astăzi vom vorbi despre amenajările de interior. Păi, un subiect veșnic. Un subiect veșnic pe care îl vom discuta probabil multe ediții de acum înainte. Bineînțeles. Ce ne-ați pregătit pentru astăzi? Că am rămas într-o... Data trecută v-am provocat în emisiunea... M-ați provocat în sensul că m-ați întrebat toate imaginile alea de unde provin, dacă sunt lucrările noastre și eu v-am răspuns că nu, că sunt capturi de pe internet, de la partenerii noștri cu care lucrăm în Suedia și în Austria. Dar pentru că m-ați provocat, v-am adus să vedeți o lucrare făcută de noi în România și care este la un nivel la fel de înalt ca tot ceea ce ați admirat înainte. M-am înțeles. Deci lucruri splendide se fac în România cu materiale de bună calitate, cu meseriași pentru care am toată admirația, pentru că ei pun suflet în ceea ce fac și cu beneficiari care au înțeles că calitatea e ceva important și merită să investească în ea. Da, deci în funcție și de buget, probabil, că întotdeauna există prima problemă pentru toată lumea, este bugetul. Da, dar bunul gust nu este un lucru numai legat de buget. Bunul gust poate fi rezolvat și cu bugete mai modeste. Atunci vedem, rugăm regia să ne prezinte această superbă casă, unde este situată? Este undeva lângă București, pe marginea unui lac. Foarte. Asta este piesa de rezistență a livingului și a casei. Este o scară deosebită care este îmbrăcată în lemn. Da. Și bineînțeles că s-a folosit aici un lemn stratificat, sunt paneluri de foarte bună calitate din care s-au confecționat zeci de piese impecabile, la fel de frumoase și de finisate ca o piesă de mobilier și care fac din casă ceva special. Da, foarte frumos. Și mâna curentă este executată din... Este executată din cabluri de oțel inoxidabil. Aici avem palierul scării care dă către living. Da. Livingul este pardosit cu parchet suedez și aici o să facem o paranteză, o să le reamintesc invitațiilor noștri la 5 o'clock. La 5 o'clock, așa, am înțeles. Că sintagma de parchet suedez definește parchetul din lemn triplu stratificat și o face în felul ăsta pentru că tipul ăsta de pardoseală a fost inventată, brevetată și fabricată prima oară în Suedia. Evident că de atunci există atât de mulți alți producători care nu sunt suedezi. Da. Aici este livingul, foarte luminos, pardoseala și scara sunt piesele dominante ale decorațiunii interioare. Trebuie să le marcă telac. Calitate. Din nou, într-un alt unghi, vedeți monumentalitatea scării și cât de impecabilă este ea executată din aceste paneluri în combinație cu o pardoseală la fel de impecabilă. Un sfat pentru beneficiari, în cazul de față, furnizorul de materiale este unul și același. Deci fabricantul de pardosel fabrică și paneluri. Da. Așa, ceea ce ușurează într-un fel sarcina executantului și a constructorului. El are un singur furnizor, evident, de mare încredere, pentru că materialele sunt de extrem de bună calitate. Și lucrurile merg mai ușor. Execuția, evident, că este făcută de meseriași din România, care s-au străduit. Nu a fost simplu. Au reușit ceea ce probabil că nici arhitectul care a proiectat atât de laborios această scară nu și-ar fi închipuit că se va reuși până în final. N-a fost simplu, n-a fost ușor, dar iată că este o
piesă specială, care poate să stea oriunde în lumea asta. Foarte frumoasă. Specială și chiar, într-adevăr, de o eleganță și... Ceea ce se vede este aici că această scară care e specială, are un intrados tot cu trepte. Da. Ori finisajul de deasupra este la fel de, de perfect ca și cel de dedesubt. Da. E o scară care merge în sus și una pe dedesubt care merge în jos. Da, da, da. Mâna curentă din cabluri de inox lasă un spațiu aerisit, dar evident desparte cele două rampe în siguranță din punct de vedere al circulației. O investiție mare pentru această scară din punctul dumneavoastră de vedere? Este o investiție mare, materialele sunt scumpe, manopera a fost laborioasă și evident scumpă, de durată. Iată aici parchetul despre care vorbeam, ventiloconvectoarele montate la perfecțiune. Da. Totul este perfect geometric, bine finisat. Da, pardoselile sunt finisate în ulei. Este un stejar ușor albit. Uleiul a fost cel care a dat nuanța. Care a dat nuanța aceasta plăcută. Da. Caldă. Tipul ăsta de finisaj continuă să fie în vogă. Da. Îmi plac fotolile. Alegerea mobilierului este adecvată. Da, cum discutam import și data trecută într-o nu casă sunt executate în România. De data asta nu, dar le putem eu nu executa? Cred, eu nu cred că există vreun mobilier care să nu poată fi executat în România. Eu cred că există și priceperea și tehnologia necesară. Da. Vedeți bine că montajul pardoselii este adus către perfecțiune. Da. Lufturile de dilatație sunt perfect egale, adecvate. Cineva a avut grijă ca pardoseala să nu aibă nevoie de plintă sau plinta să nu fie foarte vizibilă. Vizibilă. În este, sensul că luftul plintă, de da, dar este dilatație da. Pătrunde undeva sub perete. Da? Da, da, da. Și se creează nutul ăla. Iată o piesă de mobilier iarăși foarte futuristă, decorativă. Până la urmă, nu e numai funcțională piesa de mobilier, este și ca o sculptură. Zic eu, da? E foarte frumoasă, într-un material natural, piele. Da. Cum discutam în emisiunile precedente. Da. Alb, negru și niște am crezut că este culori, culori calde. Deci nu mai mult de trei culori. Iarăși un mobilier foarte frumos și interesant. O masă cu patru scaune. Sunt rezistente aceste scaune? Categoric. Sunt, toate sunt studiate ergonomic să reziste la solicitările mecanice normale. Am cumpărat și eu acasă la mine și, din păcate, rezistența lor nu s-a dovedit a fi atât de bună. Adică pentru o greutate de, să zic... Deci, astea sunt niște scaune care vin de la un brand și de la o firmă de renume. Nu-și pot permite să facă și lucruri. Și susțin și o greutate de 100 de kilograme, de exemplu? Păi, probabil că ele oricum sunt calculate să reziste. Să reziste la cel puțin 120 de kilograme. Da. Dacă asta nu chiar mai foarte mult. Bun. Din nou, imaginea revine la scară. Vedeți bine detaliile, piesele metalice care, în contrast cu lemnul, dau și ele foarte bine. Da. Îi dau o notă... Chestiunea este că firma noastră este oricând gata să răspundă la niște provocări, pentru că dincolo de activitatea noastră, care, sigur, trebuie să se soldeze cu beneficii, da? Deci, interesul pecuniar.
avem marea bucurie de a lăsa în urma noastră niște lucruri deosebite. Da. Ne implicăm și chestiunea asta ne dă niște satisfacții enorme. Adică decât, nu știu, la o lucrare unde să zicem că ai câștigat foarte bine, dar ai lăsat ceva prost în urma ta, prefer o lucrare cu avantaje bănești mai mici, dar plăcută oricui care să-mi dea mie o satisfacție extraordinară. Sigur, este și o deformație profesională. Da. Nu mă pot abține și mă implic în tot felul de lucruri pe care alții le-au omis sau le-au neglijat detalii, pentru că este clar că detaliile fac diferența. Este clar, pentru că de la desen până la punerea în opera unui lucru, există această execuție care trebuie făcută foarte bine. E o graniță sensibilă între un lucru bine făcut și reușit și un lucru făcut îndoielnic care e pe marginea chiciului cumva. Da? Deci cineva care nu reușește să facă, că n-are îndemânare. Aici mi-aduc aminte de o chestiune foarte drăguță, că toți suntem la o poveste de după amiază de duminică. Prima mea călătorie în străinătate, cândva în anii 90, destul de târziu, da. Alții au apucat să călătorească destul până când am apucat și noi să ieșim prima oară în Germania. Și ne întorceam cu o mașină pe drumurile germane, da. Pe autostrăzi, unde totul ni s-a părut extraordinar, deci n-aveam niciun termen de comparație în România. Așa, când mașina mergea extraordinar de lin, de bine, de nu știu ce, și pe urmă șocul pe care l-am avut atunci când am intrat în țară și când mașina nu mai mergea bine. Aveam senzația că se va dezmembra. Așa. Da, da. Și atunci am avut așa un fel de revelație, m-am uitat la drumurile alea și am zis, Dumnezeule, deci drumurile astea sunt făcute de niște papuași fără scule, asfaltul a fost turnat cu mâinile, bătătorit cu picioarele, ce se întâmplă aici? Așa și cu lucrările astea. În materie de mobilier și de... Sigur că da, deci... Tot ce înseamnă amenajarea interioară. Fiecare lucru trebuie făcut cum trebuie, nu improvizat. Cu tehnologie necesară, materiale de bună calitate. Deci lumea trebuie să înțeleagă că e bine să investești în casa ta materiale de bună calitate. Deci cele de proastă calitate se vor răzbuna la un moment dat. Deci da. Vor trebui înlocuite, înlocuiești odată de două ori, de nu știu ce, până la urmă ajungi la prețul care l-ai fi plătit pe un material de bună calitate și fără să mai treci prin toate fazele și revenirile astea, care sigur sunt obositoare, stresante pentru... Realitatea este că oamenii nici nu sunt suficient de bine informați cu privire la calitatea materialelor, adică nici nu au apărut atât de multe peste noapte, atât de multe firme și atât de mulți... Este adevărat, sigur că... Încât ei nici nu-și dau seama, nu cunosc și nici nu fac diferența între ceva de calitate, deci, și ceva... Probabil doar anii prețul ăștia din urmă, spune cuvântul. Anii ăștia din urmă ne-au adus nouă celor care vrem să ne informăm prin intermediul internetului, da. Niște avantaje pe care nici nu le bănuim. Deci oricine dorește în momentul de față se poate informa. Da. Altădată nu aveai posibilitatea asta. E bine să te informezi. Și nu întotdeauna sfatul cel mai bun vine de la domnul Dorel, lucrătorul da. Pe care l-ai angajat. Pentru că el întotdeauna e un comisionar și probabil are și un interes. Dincolo de chestiunea asta, dar și el poate că are niște cunoștințe limitate pe care da. Și o condiție, eu știu, profesională pe care nu vrea sau nu poate să și-o depășească. Exact. Și atunci e bine să te informezi, să mai întrebi și pe urmă să iei o decizie corectă. În condițiile în care am vrea să executăm ceva de calitate. Evident. Casa aceasta pe care ați executat-o și este executată în România,
echipa de muncitori, cei care au executat casa, au fost în directă legătură cu arhitecții, au lucrat împreună, da. Au fost da. Sfătuiți, iar ei de altfel fiind... Deci a existat o legătură permanentă cu proiectantul și cu beneficiarul, da. Și lucrurile s-au pus în ordine încet, încet, până la momentul când s-a demarat execuția. Cât a durat? Ce termen a avut o astfel? Mai mult decât și-ar fi dorit toată lumea. Foarte mult, nu? Da, mult mai mult. La un moment dat, sigur că și prețurile cresc din cauza da. Timpului. Da. Este foarte simplu. Deci, în loc ca meseriașii să meargă la lucrare care este lângă București de, să zicem, hai să zicem, 20 de ori, da. Ei s-au dus de 80 de ori. Da. Imaginați-vă ce înseamnă să te duci, să te întorci 80 de kilometri. În fiecare zi. Da? Preț de 3 luni. Costuri cât, mari. Numai benzină cât costă chestiunea asta, da? Și când faci un deviz și vezi, îi spui, dom'le, dar numai benzina a costat nu știu cât. Da. Deci o bună organizare întotdeauna duce la costuri diminuate. Da, beneficiarul a fost la finalul lucrării impresionat de și... Beneficiarul probabil că ar fi fost fericit în toate circumstanțele, că în sfârșit s-a terminat. S-a terminat. Asta este un fel de glumă pentru prietenii da, noștri da. Invitați la 5 o'clock. Da? Da, evident. Deci fost nu, nu lăsăm în urma noastră niciodată un beneficiar nemulțumit. Și care, ce vreau să vă întreb, sunt beneficiarul a fost, v-ați consultat și i-ați prezentat proiectul și... Nu, deci casa a avut un proiect și un executant până la faza de roșu, după care au intervenit o echipă de arhitecți decoratori. Da. Care au conceput finisajele. Noi am fost cei care am preluat ideile arhitecților da. În materie de anumite finisaje, nu toate. Da, da. Da. Și noi am pus în operă pardoselile și scara. Pardoselile da? Și scara. Mobilierul? Mobilierul a fost alegerea avizată a beneficiarului. Da? Deci... Dar v-ați consultat sau ei s-au angajat? Consultat cu arhitecții, evident. Cu arhitecții. Și noi am recomandat anumite piese de mobilier, depășindu-ne atribuțiile de fapt, pentru că, cum v-am spus, deformația profesională ne împinge să ne dăm cu părerea. Așa facem toți, de altfel. Da. Am înțeles că ați adus astăzi un catalog, da? Da, deci invităm pe telespectatori să răsfoim împreună da. Un catalog tot despre parchet suedez. Așa? Așa. Și din care ei se pot inspira. Da. Deci și în imaginea de copertă, ca să spun așa, vedeți bine că pardoseala are o pondere vizuală și de caracter foarte, da. Foarte mare, importantă. Da. Sigur că interioarele sunt destul de scandinave, dar nu numai. Da. Sunt în stilul și în trendul actual da. Din toată lumea, deci în consecință și din România. Parchetul cum discutam și altă dată, vedeți bine că oamenii caută piese de mobilier mai inedite, care să le personifice interioarele. E un soi de, poate și snobism, sigur că da, un soi de a-ți provoca musafirii cu ce ai adus în casă. Cu siguranță că scaunul ăla este și foarte comod. Da. Și probabil semnat de un designer cunoscut. Din nou pardoseala, care se vede bine. Ea dă caracterul încăperii. Da. Categoric. Pardoseala, practic, cât și mobilierul și culorile sunt ponderea vizuală a pardoselii exact. Este foarte mare. Da. Dar, în mod amuzant, să știți că, până la urmă, pardoseala este doar un placaj.
Da. A unei suprafețe și mai nou ele trec de pe partea orizontală pe care călcăm pe pereți. Da. Este un mare trend în ziua de azi. Da. Placajele de lemn pe pereți, cum se vede și în imagine. Da. Și care într-adevăr dau o căldură specială interioarelor. Exact. Și aici diverse ipostaze cu diverse pardoseli. Da. Vedeți bine, de la culoarea naturală la culori întunecate, da, aproape de negru. Contrastul ăla între alb și negru e o soluționare a unor spații de-astea mai severe, de foarte bine. De foarte bine, da. Dincolo, poate să fie foarte bine și o casă la țară și o încăpere într-un imobil istoric, mai vechi. Da. Totul depinde de dorința noastră de a crea spații care să ne protejeze, să ne facă să ne simțim bine la noi acasă. Exact. Foarte frumos. Și ușile îmi plac. Jgrinul? Se poartă. Se poartă foarte mult. Nuanța aceasta. Nuanțe de... De fapt, tonuri de gri. Și nuanțe, pentru că griul poate să fie. Da. Vreau să atrag atenția prietenilor noștri care ne urmăresc că pardoselile maticiale sunt în revenire. Da? Deci aici sunt două sau trei tipuri de matrici care pot crea o atmosferă practic mai specială. Practic vechiul parchet, nu cel din mijloc? Vechiul parchet. La vechiul parchet, tradițional în România, se monta, cum se spune așa popular, brăduț. Brăduț. Aici nu sunt chiar, sunt niște modele olandeze aici, încrucișate așa. Și sunt fel de fel. Poate că într-o emisiune viitoare o să putem să le oferim prietenilor noștri niște imagini cu pardoseli de lemn parchet tradițional vechi, de secole, cu niște modele absolut extraordinare pe care eu le-am admirat la Versailles. Da. Și pe care nu m-am putut abține să nu le fotografiez și care au în spatele lor o pricepere și o muncă extraordinară. Da. Deci sunt desene, piese, nicio piesă nu este la fel cu cealaltă. Ce imagine curată. Da, aici parchetul ăsta matricial, care de data asta vine sub niște moduli pătrați care se cuplează între ei la montare. Montajul, cum am mai menționat, se poate face flotant, deci ne gândim la un covor de lemn liber așezat aici. Da? Deci, pardoselile astea, din punctul nostru de vedere, trebuie montate flotante, nu e nevoie să le lipești. Există o reticență a beneficiarului, zice, domnule, dar sună. În general, ei confundă sunetul creat de pardoseala laminată, foarte subțire și dură, cu cea din lemn. Și aici trebuie spus că lemnul în fond trebuie să sune ca lemnul. Exact. Nu mă deranjează. Vom reveni alături de telespectatorii noștri după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit după pauză alături de arhitect Alexandru Mafteiu și vom răsfoi în continuare revista Imaginile frumoase cu parchetul suedez și amenajările interioare. Sigur că cei care doresc să răsfoiască individual revista au posibilitatea să o facă, deci dacă ne trimit un e-mail pe adresa parchetsuedez@yahoo.com, noi le vom trimite un link de unde ei pot să descarce și să păstreze imaginile și inspirația și informația pentru totdeauna. Cu acel parchet superb. Și acest mijloc de a te inspira, pentru că aici sunt case splendide. Tu live in. Da, uite o casă de lemn. Da. Splendidă. Cred că și eu mi-aș dori să am un astfel de refugiu. Da. Din punctul meu de vedere e perfect. Totul este de lemn.
Da? Deci lemn pe pardoseală, lemn pe perete, lemn pe tavan. Nimic mai cald, mai primitor, mai minunat decât o astfel de abordare a unui interior. Din nou, iată o pardoseală matricială, mi se pare extrem de interesantă. E o provocare, acest material. Îmi plac și cele două paturi sau canapele. Sunt două canapele acolo, însă aici este contrastul dintre materialul foarte cald, pardoseală, lemnul, și imaginea frontală a unui perete de beton aparent. Deci contrastele sunt întotdeauna binevenite, pentru că materialele se pun reciproc în evidență. Am văzut că acel beton aparent este în trend. Este în trend, este în trend de poate 100 de ani. Betonul frumos pus în operă este un material foarte interesant. Ca să nu mai spun că un cofrag bine executat din lemn și un beton bine turnat, bine compactat, bine vibrat, preia amprenta și fibra lemnului. Deci textura betonului va fi asemănătoare cu lemnul. Ori chestiunea asta super este într-adevăr... Ați executat așa ceva? Da. Sigur, se execută lucruri de genul ăsta. Ele apar vrând nevrând acolo unde se fac astfel de lucrări, adică fără intenție, după care suprafața se tencuiește, ceea ce este... ceva senzațional. Da. Iată o casă minunată. Aici avem două lucruri minunate, în afară de deschiderea asta vitrată către un lac scandinav, o fi Baltica, o fi un lac de interior, nu se știe. Da. Vedeți foarte bine pardoseala, un tip de lemn, și tavanul, alt tip de lemn. Și vedem acolo în dreapta peretele de piatră naturală. Întotdeauna materiale naturale, indiferent care sunt, merg excelent împreună. Piese de mobilier mai speciale, din nou pardoseli minunate. Da. Superb. Deci piața asta a pardoseilor de lemn este o piață extrem de concurențială. Sunt o mulțime de firme importante care în fiecare an inventă ceva, încearcă să facă ceva special. Noi și noi colecții, care mai de care mai interesante, ele apar în urma solicitării arhitecților și designerilor și a unui simț anume al trendului pe piață. Da. Din nou, stejarul albit, care este în trend. Da. Asta este un stejar, cum se cheamă, tehnic vorbind, afumat. Deci lemnul este trecut printr-o tehnologie și îmbătrânit ca și culoare. Da. Ajunge la nuanța asta mai închisă, foarte frumoasă. Și sigur, când suprafețele sunt periate și ulterior finisate cu ulei, suprafața are o noblețe extraordinară. Da. Vedeți acuratețea abordării. Aici contrastele sunt minunate. Și pe pardoseala tavan, ce există? Este tot lemn pe tavan. Tot lemn. Tot parchet, practic. Poate să fie și parchet. Spuneam mai devreme. Este o chestiune de opțiune. Cum vrei să finisezi? Până la urmă, pardoseala este un placaj. Da. Că îl pun pe orizontală, ca pardoseală, pe tavan sau pe perete, e opțiunea mea. Sigur că există și paneluri dedicate placajelor de pereți. Din nou, diverse interioare. Foarte frumos. O bucătărie de vară. În dreapta jos, e o pardoseală de lemn albă. Da. Albă, într-adevăr. Puțin albă. Lăcuită. Sunt niște lacuri speciale. Da. Și ea este într-adevăr albă. Contrastul e
Foarte frumos. Aici suedezii au dedicat o colecție unei regiuni din centrul Suediei, Småland. Da. Și evident că o intenție de marketing este să spună și o poveste a regiunii și a tradițiilor de acolo și așa mai departe și cum făceau ei pardoseli în vechime. Iată o pardoseală care arată ca în vechime. Da. Evident, lemn triplu stratificat. Da. Cât de frumos arată cu mobilierul ăsta vechi. Într-o casă care cu siguranță nu e o casă prea impozantă, e o casă relativ modestă, din lemn, tradițională. Și pe care poate am putea să o avem și noi. Exact. Da. Aici este o sufragerie. Vedeți iarăși griurile care sunt un trend în momentul de față. Da, foarte frumos. Pardoseala, mobilierul iarăși extrem de interesant. Nici peisajul nu este de neluat în seamă, dar și noi avem la peisaje splendide în țara noastră, încât de ce nu ne-am deschide către ele. Iarăși o casă de lemn, iarăși mobilier extrem de interesant. Foarte, foarte bine armonizat cu pardoseala. Exact. Urmărind toate imaginile astea, sigur că prietenii noștri vor face niște conexiuni, în sensul că, parcă și la mine acolo, în încăperea aceea, s-ar potrivi așa ceva. Da. De-aia le și dăm, pentru că am vrea ca ei să se inspire puțin din imaginile astea. Care sunt, bineînțeles, totul este de calitate și... Aici este vorba despre tradiția și inovația care vine din Suedia, de la faptul că ei au o tradiție în prelucrarea lemnului. Da. Ei consideră lemnul ca o materie primă inepuizabilă, întrucât de câte ori se taie un arbore, se plantează 5. Deci, cu grijă exploatată această bogăție, ea este veșnică pentru toate generațiile care urmează. Și e un semnal de alarmă care vreau să-l trag. Români, fiți atenți ce faceți cu pădurile voastre. Nu vă bateți joc de ele. Aici ce avem? Aici avem din nou descrierea îndemânării și a priceperii. Vedeți mâna aceea proletară care știe și iubește lemnul când îl prelucrează. Ne spune în revistă că și detaliile sunt importante și ne arată acolo o plintă. Da. Și ne mai arată că lemnul are posibilitatea să fie finisat în diverse nuanțe și culori. Da? Da. Deci finisajul depinde de opțiunea noastră. Da. Tot cazul, el vine din pădure, cum bine se vedea. Din nou încăperi. Îmi place culoarea aceasta de parchet. Este un alb-gri. Parchetul. Amenajare, practic. Amenajările sunt extrem de interesante. Da. Pereții, extrem, ușile acestea glisante. Sunt niște idei. Niște practic, idei care pot fi puse în practică în multe locuri. Da. Ideea este că nu trebuie totuși să ne agățăm numai de soluțiile tradiționale, să avem puțină inventivitate și dacă nu o avem, să apelăm la designer sau la arhitecți care pot veni cu idei inedite ca să ne personifice spațiul în care trăim, de așa manieră încât să ne simțim bine acasă. Foarte frumos. Și aici este un baldachin, un pat baldachin cu o pardoseală. Sugerează un baldachin, sigur că da. El poate să devină
poate și un sistem de a te proteja de țânțari. În paranteză fiind spus, Scandinavia Nord, către cercul polar, e o sursă inepuizabilă de insecte și de țânțari foarte activi în lunile de vară, care sunt scurte, și probabil că de aici și abordarea asta. Dar iată, într-adevăr, un interior special. Și el este special și din cauza pardoselii. Pentru că vizual, cum am mai spus, ponderea este imensă. Degeaba am o casă finisată foarte bine dacă la capitolul pardoseală am făcut rabat. Deci, degeaba e un mobilier scump, probabil. Degeaba. Deci, iată abordări moderne. Ceea ce este interesant, imaginea de jos este un parchet cu o suprafață aproape sticloasă. Sticloasă. Ce are pe el? E tratat special cu un lac? Este tratat special cu un lac anume, dar ceea ce nu se vede aici este că înainte de a căpăta lacul ăsta, el a fost tratat cu niște pulberi de metal. Da. În consecință, fladerul, desenul de pe lemn, este din metal, metalizat. Da. Fie că este vorba de ceva care arată ca argintul, fie că la alte modele arată aurit în cupru. Exact. Și care sunt într-adevăr o provocare. Deci la prima impresie ai zice, nu știu, nu-mi place, că ori e lemn, ori e altceva. Dar este o provocare vizuală extraordinară. De altfel s-au bucurat aceste modele de un succes deosebit în Marea Britanie, care este cam lider în consumul de amenajări interioare. Deci acolo, la Londra, lumea amenajează și reamenajează non-stop. Exact. Aici, din nou, atrag atenția, pentru că toată frumusețea asta de material natural trebuie exploatată responsabil, cu conștiința deschisă larg către natură, da? Trebuie să fim foarte atenți cu resursele noastre și cine, de exemplu, achiziționează o pardoseală de lemn, să se gândească și de unde vine aia. Vine de la un producător care este responsabil și are grijă ca această resursă să fie regenerată, sau vine de la un producător căreia nu-i pasă. A tăiat copacul și a scos beneficiile, a vândut și în urma lui rămâne nimic, pustiul. Deci, în mod normal, cei care sunt responsabili și, eu știu, se gândesc și la natură, ar trebui să cumpere din surse verificate că producătorul are grijă de natură. În general, toate chestiile astea pot fi citite pe etichetă. Exact. Da. Aici este o mică poveste despre exploatarea lemnului, în sensul că nu tot ceea ce ne oferă un copac poate să devină o pardoseală. Și tehnologia responsabilă transformă toate deșeurile de lemn în energie, în energie calorică, care la rândul ei poate să fie transformată în energie electrică și așa mai departe. Deci există un circuit responsabil al materiei prime, în așa fel încât nimic să nu se irosească. Dacă se poate, la sfârșit câteva picături de apă distilată să rezulte. Era chiar amuzant că producătorii suedezi foloseau furniri provenit din Finlanda, furnit de mesteacăn, pe care îl importau pentru producția de pardoseli, și că au avut grijă ca camioanele care cărau această materie primă să fie super eco. Pe genul că la sfârșit scoteau și câteva picături de apă distilată. Distilată. Și aici? Aici un interior
Mulți dintre noi avem birouri acasă. Uite un probabil birou. Că de aici v-ați inspirat și pentru scara aceea, nu? Nu. Deci scările sunt scări. Iată o scară asemănătoare. Nici nu m-am gândit da. Când am... Cu aceleași... A noastră este mai elaborată în tot cazul. Da, asta este clar. Da. Și s-a lucrat mai mult la ea decât la asta. S-ar putea să fi și costat mai mult. Da. Da? Iată ce atmosferă bună aduce în casă lemnul. Da. Foarte frumos. Astea sunt diverse spații. Unele sunt neconvenționale. Da. Se poartă prin alte țări. Amenajări de spații care nu au fost domestice inițial. Ateliere, hambare, fabrici, nu știu ce, care sunt o provocare și care în urma amenajărilor dau niște spații extraordinar de interesante. Extraordinar de interesante. Dar sigur că ca să ai o amenajare de foarte bună calitate, trebuie mai întâi de toate să ai o pardoseală care să-i dea caracterul. Cum se vede și acolo, dincolo de câteva piese de mobilier, nimic nu este special acolo, dar totuși atmosfera este extraordinară și e dată de pardoseală. Exact. Ce se întâmplă? Vă povesteam despre marea varietate de pardoseli de lemn care se produc și de concurența extremă care există pe piață. Din imaginea asta pe care nu o putem detalia pentru că prietenii noștri vor citi ei înșiși revista din literă în literă, eu doar pot să vă spun că am un slogan pentru imagine. Pardoseala potrivită la locul potrivit. Da? Deci ea trebuie aleasă în funcție de spații și ce vrei să obții. Este clar. Ei aici ne oferă niște posibilități de a armoniza pardoseala din punct de vedere coloristic cu pereții și cu mobilierul. Da. Și sunt companii care oferă pe site-urile lor programe să te joci cu aceste posibilități care sigur te pot inspira. Probabil că același pardosea, văd eu acolo în primele patru imagini, deci se potrivește cu patru nuanțe. Da. Patru nuanțe de pereți și toate arată foarte bine. Da. Evident. Aici avem diverse tipuri de pardoseli la diverse dimensiuni și diverse matrice. Deci posibilitățile sunt foarte, foarte mari. Da? Deci mai înguste și mai lungi, mai late și mai lungi, foarte late și extrem de lungi, și mai subțiri și mai groase și foarte groase și matriciale și așa mai departe. Deci totul este să știi ce vrei până la urmă. Să poți face o alegere. Pentru că alegerea este dificilă. Mi se întâmplă să ajungă la noi câte un client care vrea ceva, nu știe exact ce, și intră într-o criză de alegere ceva teribil, pentru că el vedea lucrurile într-un fel și acum are tot felul de opțiuni și place și una și alta și nu are decât o singură casă. Da. Și trebuie să decidă la sfârșit ce anume alege și e greu de ales. Da. Vedeți bine tot felul de abordări coloristice, de la culoarea naturală la cele în diverse tipuri de ulei și mai albe și mai gri și mai puțin gri gălbui, tot felul. Da. Foarte frumoase. Și culorii altă gamă interesante pe colecțiile respective. Fibrele interesante, nu? Fibre interesante sunt apreciate, deci din ce în ce mai puțin cineva își dorește ca pardoseala de lemn să fie impecabilă. Deci alegerea lemnului să fie fără nod, fără nimica. Deci există această preferință către
materialul care se afișează, se etalează în frumusețea lui naturală. Naturală, da? Da. Pentru că până la urmă fiecare piesă de lemn este unică. Da. Vedeți bine tot felul de culori. Da. Aici, la chestiunea asta, se mai adaugă și textura, pentru că suprafețele pot să fie șlefuite, ceea ce nu-i cazul la colecțiile astea pe care le vizionăm, dar ele pot fi periate, unele sunt prelucrate de mână, deci planeitatea lor e relativă, ca să spun așa, și care le dau un caracter foarte puternic. Aici sunt diverse modele și diverse esențe de lemn în abordarea de parchet englezesc clasic, ca să spun așa, deci lamelă după lamelă, cu diverse tipuri de alegere a lemnului. Da? Vedeți, unele sunt mai agitate, altele sunt mai liniștite. Într-un final, toate aceste produse, deci acest parchet suedez, din punctul meu de vedere, e senzațional. Cine își permite, că e vorba și de buzunar, fără probleme ar putea să, fără grijă, adică în loc să aleagă un parchet de lemn masiv, aș prefera, de exemplu, un parchet din acesta suedez triplu stratificat. Da, pentru că el vine gata finisat. Probabil finisajele sunt de foarte bună calitate și foarte rezistente. Și avem garanția că totul este perfect. Pontat, finisat, absolut tot senzațional. Vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența și vă aștept în continuare alături de noi la viitoarele ediții. Da, deci invitații noștri invitații la 5 o'clock ne pot de la 5 o'clock, de la Casa cu Stil, ca să nu schimbăm așa. Ne pot contacta pe site-ul Televiziunii 6 TV cu întrebări despre toate chiar invităm, aceste... Invităm și provocăm să ne spună problemele lor. Exact. O seară plăcută în continuare vă dorim.